Audierea minorilor era o experiență traumatizantă. Copiii, victime ale unor abuzuri, erau nevoiți să retrăiască evenimentele neplăcute cu fiecare rememorare. În această încăpere, decorată prietenos, un specialist va discuta cu victima, iar copilul se va simți astfel în siguranță. Nevoie să duci copilul în instanță pentru reaudiere. Practic, în momentul acesta, la nivel național, se întâmplă ca un copil să fie audiat odată la poliție atunci când se face sesizarea, să fie audiat încă o dată la parchet atunci când este nevoie de clarificarea unor detalii, dincolo de acel proces verbal inițial privind circumstanțele faptelor, iar apoi în momentul în care rechizitoriul este făcut de către procuror, pleacă în instanță. În instanță copilul din nou ar putea fi nevoit să retrăiască toate aceste sentimente negative legate de trauma prin care el a trecut. Procedura se va desfășura în două încăperi, despărțite printr-o fereastră. Camera de audiere este amenajată special pentru copii. Aici are loc discuția între copil și specialistul intervievator. Pe această tabletă, judecătorul de caz poate vedea o desfășurare a audierilor. Așadar, minorul nu va mai fi supus traumei repetării poveștii în mai multe situații, cum se întâmpla până acum. Prin intermediul acestei tablete și a unui dispozitiv hands-free, conectat prin Bluetooth, se pot transmite date. Intervievatorul poate fi ajutat să lămurească aspecte importante legate de comiterea faptelor chiar în timpul audierii, printr-un sistem de comunicare cu judecătorul aflat în spatele ferestrei. Astfel, copilul nu mai este supus mai multor interogatorii nenecesare. Vom depăși audierea de tip clasic în care minorul intra în contact direct inclusiv cu apărătorul inculpatului. Acum va putea să intre într-un contact, dar nu atât de direct, este mai puțin invaziv și astfel va putea mai ușor să relateze, va putea fi sub observarea unui psiholog, a serviciului de autoritate tutelară. Aceste camere sunt la dispoziția tuturor structurilor specializate. Doar în anul 2020, peste 2000 de copii au fost victime în dosare trimise în judecată de procurorii români.